Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou video. Vlogul de astăzi o să-l dedic modului de cum încărcăm noi Dacia Spring acasă. Pentru aceasta avem nevoie de o priză pe care am tras-o aici aproape în garaj. Priza și instalația este trasă direct din contoarul principal al imobilului pe fir de 4 cu împământare. V-am mai arătat eu anumite lucrări pe care le-am făcut, o să vi le refilmez acum și o să le prezint din nou pentru ca dumneavoastră să vedeți cam de ce aveți nevoie ca să puteți să încărcați mașina acasă, nu numai la stațiile de prin oraș. Așa cum vă spuneam, am tras un cablu de 4 direct din tablou, din tabloul principal al imobilului. Am adus prin pod, l-am tras prin tub. Haideți să vă arăt ca să vedeți. Ia uitați, am ieșit din podul casei cablu. Uitați, l-am pozat, l-am dus până aici. Aici eu mai am niște prize, e o altă instalație, de asta vă spuneam că am tras curentul separat, pe o siguranță separată. Aici i-am mai pus o siguranță, uitați, se vede, iar instalația cealaltă mai are și ea o altă siguranță. Deci prizele pe care, toate pe care le vedeți aici, nu au nicio legătură cu instalația mașinii. Doar că aici am venit cu cablu și aici am montat acea siguranță de 25 de amperi pentru a avea un sistem de siguranță în caz de ceva, să avem de unde să întrerupem curentul, să sară siguranța și atunci tensiunea să fie întreruptă. Deci, vedeți, trece curentul, trece prin această siguranță, după care cablul merge spre garaj. Acum, în prima fază, atunci când am achiziționat mașina, am pus o priză simplă ca să putem să încărcăm mașina, dar am văzut pe internet, pe la alte persoane, pot să vă spun de la cine m-am inspirat, de la Costin, prietenul meu, apicultor, care și el urmează să-i vină mașina și deja el s-a pregătit mai înainte. Așa. Uitați, am dat jos acea priză, am cumpărat un contoar, o priză de 16 amperi și o cutie, o carcasă, ca să facem și o lucrare să fie și bună și aspectoasă. Deci mi-am montat acest contoar pentru a avea un control și o evidență a modului cum încarc mașina, dar mai ales să pot monitoriza cât curent avem nevoie într-o săptămână, într-o lună, într-un an de zile poate, și atunci vedem și putem să facem un calcul cam cât curent am consumat, prețul, și vedem care sunt calculele
cu această mașină care este electrică. Deci, simplu, obligatoriu la această instalație, am tras o împământare separată, e în spatele garajului, v-am arătat-o eu într-o filmare anterioară, am tras fir separat, care duce direct la priză. Așa, vedeți, acum mașina se află la încărcat. Uitați stația de încărcare pe care o primesc toți cei care își achiziționează mașina. Este acest cablu cu această stație, vedeți, are aici simbolul, simbolul cu casa, adică e tensiune de acasă, e băgată în priză, iar aici, în momentul când LED-ul verde clipește, intermitent, înseamnă că încărcarea este optimă. Mai are un LED, atunci când există o problemă, acest LED se aprinde roșu și atunci înseamnă că mașina nu se încarcă, există o problemă. Deci contoarul deja a început să înregistreze. Această lucrare am făcut-o astăzi, deci nu avem încă curent consumat. Haideți, dacă tot am început și v-am prezentat modul în care noi încărcăm mașina, să vă arăt și cum arată la bord în momentul în care mașina se află la încărcat. Ia să vedem. Ia uitați. Mașina e încărcată 65%, deci nu era descărcată în totalitate. Vedeți simbolul roșu aici. Uitați. Cred că se vede. Așa. Aici e un ștecher aprins roșu în care ne indică faptul că mașina se află la încărcat. Deci acolo avem specificat în bord, cred că vedeți, ca să ajungă mașina la o încărcare de 80%, mai trebuie ea să stea la încărcat 2 ore și 5 minute. Ca să o încărcăm 100%, 4 ore și 30 de minute. Vreau să vă precizez că încărcarea se face cu 2,2 kW. Deci mașina în acest moment se află la 65% încărcare, deci mai are 35%, 35% în 4 ore. Dacă mașina ar fi descărcată în totalitate, i-ar trebui aproximativ 10 ore să fie încărcată cu de la 2.20 de la instalația proprie a casei, pentru că încărcarea făcându-se cu 2 kW și jumătate, 2,7 kW, atunci e clar că îi trebuie 10 ore pentru că bateria are o capacitate de 27 de kW. Deci cam asta e modul nostru de a încărca mașina. Până acum, de când am achiziționat-o, de aproximativ 3 luni de zile, aproximativ, mai e un pic până face 3 luni de zile, pe 10 decembrie, 99% a fost încărcată acasă, deci doar așa am făcut câteva teste și câteva probe pe la niște stații de prin oraș, deci nu prea am încărcat-o în oraș, doar să-i facem probă cu cablul celălalt pe care a intrat în dotarea mașinii. Deci ce să mă vă mai spun,
decât că noi suntem mulțumiți de mașină. Mașina, știți că v-am mai spus și în filmulețele anterioare, ați văzut că am mai făcut și un test de consum pe autostrada A7, pe centura ocolitoare a orașului și prin oraș, pentru ca dumneavoastră să puteți să aveți o imagine a consumului pe care îl are. Ați văzut, consumă pe autostradă 12, aproape 13 kW pe 100 de kilometri și în oraș 10 kW pe 100 de kilometri. Deci un consum bun. Și deocamdată suntem foarte, foarte mulțumiți de cum se prezintă mașina. Pe parcurs o să vă mai prezint și o să mai fac alte filmări cu mașina. O să vă arăt după ce o să treacă un an de zile de la de un an, o lună de zile de când am montat acest contoar. Și o să să facem un calcul, să vedem într-o lună de zile, vedem și câți kilometri s-au parcurs și câți kilowatts am consumat și care este costul acestuia. Cam asta a fost filmulețul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like și să distribuiți. Și până la o nouă întâlnire, eu vă urez multă sănătate și fericire!